Dacă pe unii miniștri propuși CEX-ul e albit și prezintă drept mari competențe pentru a conduce ministere importante, în Parlament majoritatea parlamentară a luat o decizie aberantă pentru a ascunde incompetența unor viitori membri ai guvernului. Timpii pentru dezbateri în comisii au ajuns să fie de maxim 30 de minute. Eu mi-aduc aminte că la investirea guvernului Tudose, miniștrii pe care i-am avut în comisie au vorbit câte 35-40 de minute. Deci, practic, este un simulacru de dezbatere, ceea ce se va întâmpla luni la audierea membrilor guvernului și în semn de protest am părăsit sala pentru că nu pot convețui într-o instituție unde pur și simplu normele minime democratice sunt călcate în picioare. Nu poți să vii după un an de guvernare PSD să oferi 30 de minute unor miniștri care sunt în funcție și la ora actuală, unor viitori miniștri să-și prezinte prioritățile sau neîmplinire până la ora actuală. Deci este o sfidare nerușinată la adresa tuturor cetățenilor, nu numai la adresa opoziției.